Și repet, România, în România nu există un partid politic care să răspundă la câteva chestiuni foarte groase, foarte mari. Vânzarea terenurilor către străini, familia tradițională, defrișarea terenurilor, defrișarea pădurilor, păi, știi care e surpriza, exodul românilor în străinătate, surpriza niciun este partid că nu pe scena acest politică există un singur mare partid care are titulatura de naționalist în titlu. Se numește Partidul Național, Liberal. Partidul Național Liber nu mai e de mult. Atanasiu. Nu naționalist, național, da. Bun, naționalist în sensul de național, nu naționalist în sensul de extrem. Da? Sunt, aveți ceva planul la PNL, aveți congres acum luna iunie, vă reîmprospătați, aveți vreo, de gând, nu știu, să faceți opoziție, de exemplu, că este și critica pe care am adresat-o Nicu Șordan. Sunt, într-adevăr, săptămâni cu alegeri, cu dispute interne, dar de vreo 6 luni, 5 luni după alegeri, da, se împlinesc imediat 5 luni, opoziția nu a fost în România. Au ieșit oamenii în stradă la începutul ianuarie, ordonanța 13, s-a cam stins acolo. A fost opoziție, dar a fost o opoziție parlamentară care nu dă savoare lucrurilor. Deci dacă te duci la tribuna Parlamentului și vii cu un proiect legislativ și îți expui acolo, dacă ești puțin în stradă, urli mai vin trei cu tine, deja e savoare, ești pe toate știrile, e altceva. Să știți că opoziția s-a făcut. Dar ce, vă e rușine să ieșiți în stradă sau ce? S-a dus opoziția parlamentară. Da. S-a civilizat opoziția să facem parlamentul în stradă. Da, problema e că, problema nu este că, nu, că noi nu facem opoziție de dragul savurii. Da? Și facem opoziție ca să chiar putem obține ceva. Venim cu proiecte legislative. Uitați de exemplu acum. Noi am făcut o mare scandal, am și depus proiect legislativ cu alegerea două tururi a primarilor. Nu l-a luat nimeni în discuție, dar Senatul a luat liber că nu mai are legi de votat. Nu l-a luat nimeni în discuție și ne trezim că guvernul convoacă alegeri de primari în cele 41 de localități unde nu mai sunt primari, tot pe vechea legislație cu un singur tur. Da. Hey, ați auzit făcut ultimele declarații a doamnei Raluca Turcan, președintele interimar al PNL? Care sunt ultimele. Ultimele sunt legate de faptul că a recunoscut că PNL e praf. Asta a spus Raluca Turcan, că a fost praf la alegeri și că este praf. Cătălin Predoi, un alt lider al partidului, a spus... Poate PNL-ul să-și revină după eșecul de la alegeri fără congres, fără niște alegeri care să legitimeze o conducere. Deci o conducere interimară nu poate fi legitimă după ce ai pierdut niște alegeri. E obligatoriu ca aceste alegeri care au pornit de jos în sus, de la fiecare organizație locală din fiecare județ, să se finalizeze cu Congresul Național și apoi cei aleși care de data aceea vor avea legitimitate, vor putea vorbi numele membrilor de partid și vor putea să fie credibili. Domnul Atanasiu, explicați-mi pe matematică simplă, că aveți experiență, sunteți, unii vă spun că sunteți de fapt adevăratul lider al cooperativei din PNL, adică al liderilor, nu în sens neapărat negativ, care și conotație negativă. Sunteți șeful, președintele cooperativei din PNL, a vechilor lideri. Explicați-mi mie cum a fost posibil din ianuarie 2015, după ce l-ați ajutat pe președintele Iohannis să ajungă președinte în România. Ianuarie 2015 aveați 45% în sondaje, acum aveți undeva la 20%. Cum a fost posibil ca în 2 ani de zile să pierdeți 20% din procente? O să vă explic, dar prima dată să vă spun un lucru. Politica se face fie în echipă, și aia se numește partid, fie singur, așa ca haiducul prin pădure, și aia se numește candidat independent. E, când se face în echipă, echipele nu pot fi unele echipe de succes și unele cooperative. Ori sunt toate cooperative, ori sunt toate echipe care vor binele. În general, oamenii se strâng în echipe, pe care unii le numesc cooperative, tocmai pentru a încerca să fie mai mult și a câștiga puterea, că asta e rostul politicii. Pentru asta merg oamenii în politică, ca să ajungă la putere, ca să-și poată aplica după aceea ideile și proiectele. O să revenim imediat la cooperativă. Haideți să revin la procente. Partidul Național Liberal a fost un partid în grabă făcut din două bucățele, PNL și PDL în 2004, pentru tocmai că urmau alegerile prezidențiale. A fost un eșec a celor două partide la europarlamentare în mai 2004. După aceea, în vară, imediat și-au dat seama că fiecare separat n-au nicio șansă în fața marelui PSD. S-a făcut această unificare care n-a apucat
să fie cu adevărat făcută între membrii, lipirea membrilor, dar care, având un scop major, câștigarea prezidențială, a funcționat, toată lumea s-a dus în campanie și a făcut campanie pentru prezidențiale. După ce s-au, dar cum așa prezidențiale reușit, s-au câștigat de frica PSD sau cum? Nu, deci ați făcut performanță. Da, prezidențialele s-au câștigat în modul următor. Am luat 30% în primul tur. Cele două partide luni la europarlamentare, 15 și respectiv 12. Acolo, adică pe acolo, pe acolo. Pe acolo, da? Și votanții celorlalți candidați care au fost în turul 1 și n-au intrat în turul 2, plus 1,5 milioane de cetățeni care n-au fost în turul 1 la vot, au venit în turul 2 și au dat câștigătorul. Care nu erau neapărat votanții PNL. Normal că după ce ai dat câștigătorul la o lună, două, probabil că stăteam la 40 și ceva la sută. Scorul real al partidului era la 30% la 40%. Căderea până la 20, în schimb, este datorată faptului, da, chiar mai mult de 10%, se datorează faptului că a fost un limbaj dublu. După ce te-ai bătut să pui președintele României și ai avut împreună cu președintele României un program politic pe care, program de țară pe care ai zis că vii să-l pui în practică, după aceea ai început să ai limbaj dublu față de președinte. Cine a avut din PNL? Partidul Național Liberal la vârf. Care partid? Ce oameni? La vârf. Păi haideți să vă spun. Dați-mi un nume. Vă dau exemple clare. De exemplu. De exemplu. Președintele României a zis, dom'le, este anormal să votați aia cu Franco Elvețian, da, cu conversia creditelor în diverse valute, fiindcă nu e normal ca un contract comercial între două părți să vină statul și să spună care parte are dreptate și ce mai primește. Da? E anormal să te duci la bancă și să spună, domnule, dacă iei credit în dolari, dobânda e atâta, dacă iei în euro e atâta, dacă iei în lei e atâta, dacă iei în franci și vică, da, poate să crească. Și tu zici, bă, risc. Iau un franc și mai vine statul și bă, dacă ai riscat, noi te iertăm că ai greșit, îți dăm înapoi. Președinte, ce nu e normal, vine PNL-ul și votează cu mâinile până la becuri în Parlament. Cine din voie? PNL? Toți peneliștii au votat? Toți din și Parlament? Și Camera Deputaților, tot grupul parlamentar a votat. Păi de ce nu i-a stat afară pe toți? Asta a fost o greșeală politică, spuneți dumneavoastră. O greșeală majoră. O altă greșeală majoră este, de exemplu, cum spunea domnul, despre problema cu familia și problema ridicată de coaliția respectivă pentru familie. PNL-ul iar a avut limbaj dublu. Păi unii spuneau, domnule, așa cum e Constituția actuală, e suficient. Familia României sunt formate din bărbați și femei. Nu trebuie modificată nicio Constituție. Nu trebuie să te bate în capul cu asta ca să scrie că e formată din bărbați și femei. Și dacă ori vrea unii să fie altfel, hai să vedem, vrem în Europa unde ei au drepturi civile să duc nu la biserică, că nu-i căsătorește nimeni nici acolo la biserică, la notar și fac o convenție. Bă, eu cu tine stăm împreună, împărțim așa. La ce câștigăm? Și, sau nu vrem să fim un... Noi chiar limbajul dublu. Lumea nu știa cum să ne mai ia. Cine a avut limbajul dublu? Alina Gorghiu, fosta președinte a PNL, a avut limbaj dublu. Toți liderii partidului care au comunicat, adică au și doamna comunicat cu limbajul dublu, inclusiv doamna Gorghiu, bineînțeles. Păi dar dumneavoastră ați ajutat-o pe doamna Gorghiu să ajungă șefa PNL. Dom'le, totdeauna partidul în majoritatea lui ajută pe cineva să ajungă șef. Asta dar mai ales înseamnă, dumneavoastră, asta ca supra de măsură. Că nu mai și regretă după aceea. Și regretat? Și acum regret, bineînțeles, fiindcă dacă aveam 40%, nu regretam. Cu 20% n-am decât să am regrete. Dar ce ați găsit la doamna Alina Gorghiu, așa, dumneavoastră, ca lider al PNL important? Alina Gorghiu, până să fie președinte, a fost o tânără care a fost unul dintre parlamentarii de vârf, adică avea inițiativă, avea verb, vorbea la tribună, nu era un parlamentar ascuns, cum sunt majoritatea, că mulți vor să fie lideri de partide, dar n-au curajul să atace pe cei cu care sunt în competiția, fără opinii. În competiția electorală, n-au curajul să aibă opinie, mai au și contracte și le frică că poate le să strică contracte, așa că stau ascunși. Păi și ce a pățit Alina Gorghiu după ce a ajuns pe șeinta PNL? Mi se pare că comunicarea care a fost la fel de activă și în comunicare și după, n-a fost pe placul cetățenilor, asta vă spun. A comunicat lucruri care nu erau în divergență cu politica liberală. În timp ce PSD-ul venea și ne propunea politici de factură liberală, scădem taxele, tăiem 102 taxe, scădem impozite, nu știu ce, noi veneam cu stânga. Noi darea în plată, noi Franco Elvețean, nu merge. Păi darea în plată, ce treabă avea Alina Gorghiu cu darea în plată? Păi a fost inițiativă PNL, a unui parlamentar PNL și a votat tot PNL-ul.
Păi nu, soțul doamnei Ainei Gorghiu, Lucian Isar, era cu darea în plată. Nu, Lucian Isar nu e membru de partid, puteți fi cu ce vrei eu. A fost problema ministru este, PNL, cum l-a problema, fost membru de partid? Nu e membru de partid, problema este nu domnul Isar, problema este că parlamentar PNL au prepus proiectul și au votat. Bun, deci regretați că ați ajutat-o pe Aina Gorghiu să ajungă președintele interimar, că n-a fost aleasă niciodată președintele PNL, a fost într-un interimar de ăsta lung. De ce nu ați făcut congres după ce ați înregistrat dezastru de la București și a dezastru de la legile locale? E un mare semn de întrebare. Fost, pentru că de regulă când pierzi, mergi acasă, nu? Da, au fost voci care au cerut și atunci imediat după locale un congres. Alții au considerat că o luptă internă și nu cu adversarul politic n-ar fi bună înainte de alegerile parlamentare. S-a dovedit că aveau dreptate cei care au făcut înainte, dar tardiv. Și acum ce faceți? Că aveți congres. Acum, ca de obicei, după un ciclu electoral, îți faci socotelele, vezi dacă ai câștigat sau ai pierdut, noi am văzut că am pierdut, și încerci să intri în nou ciclu electoral, cu o echipă împrospătată, cu idei noi, ai 4 ani la dispoziție să performezi. Chiar mai puțin de 4, vreo 3, că avem alegeri europarlamentare și prezidențiale înainte de anul cu alegerile locale și aveți parlamentare. O mare problemă. Domnul Ghișe, care este membru ALDE, da? Cei de la ALDE sunt la guvernare și domnul Tăricianu, că aveți congres și dumneavoastră ați avut congres la ALDE, da? Dumneavoastră spuneți, noi suntem adevărata dreaptă. Noi suntem adevărații liberali. Nu ăsta este discursul celor de la ALDE. Păi aici nu e doar pe discurs. Este pe documente programatice care arată partidul cum se plasează pe șichierul politic. Păi și îi înghițiți pe ăștia de la PNL, dacă vin, îi luați de la liberal și faceți un mare partid. Ce înțelegeți prin a înghiți? Păi nu știu, dacă domnul Atanasiu, de exemplu, pierde cu facțiunea din PNL care face parte, domnul Atanasiu ar vrea să vină la domnul Tăricianu. L-ați acceptat? Nu știu. Ca idee, ca principiu, nu? Că dânsul e liberal, dumneavoastră sunteți păi liberali, ați fost colegi în PNL. Da, e bine să limpezim câteva lucruri. PNL-ul nu mai este partid liberal. Dar ce este? Partid popular. Și a stabilit asta prin congres în urmă cu 2 ani. Așa o fi? Greșit. Dacă veți citi documentul care chipurile identifică pe popularii europeni, veți găsi o pagină jumate de principii cu caracter general care se referă la stat de drept și economie de piață. Atât. Deci adică nu mai putem justiție, vorbi. Nu cu justiție, deci PNL-ul acum 2 ani, în 2014, a decis să părăsească Internaționala Liberală. În Internaționala Liberală, singurul partid românesc este ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților. Nu există alt partid în Internaționala Liberală acum când vorbim. Congresul care s-a concretizat ieri prin alegerea unei conduceri și respectiv promovarea a 4 rezoluții, certifică prin conținutul rezoluțiilor caracterul liberal și de dreapta al Partidului Național Liberal. Asta spun documentele, nu că afirmăm noi. Eu zic că suntem de centru, Vasilic că suntem de dreapta și altul că suntem de stânga sau extremă. Există niște documente. Și rezoluția cu privire la viziunea privind dezvoltarea economică a României, care pleacă de la programul electoral pe care partidul ALDE l-a avut în campania electorală, arată ce propune partidul într-un set de vreo 15 măsuri ca politici liberale. Acum, chestiunea este următoarea. Frământări în partide sunt în mod special pentru bătălia pentru pozițiile de conducere și la PNL, partid din care cu onoare am făcut parte mulți ani, este o problemă de principiu și de viciu în același timp. Acolo sunt cei care au dat lovitura de stat cu cei care au luat lovitura de stat în 2012. Și nu se vor împăca pe veci, indiferent de ce se întâmplă. Adică vechii liberali și vechii democrat liberali. Pe da. Deniși, portocalii. Portocalii da. Și cu liberali. Va trebui să treacă mult timp ca să se omogenizeze ca și colaborare, dar este problema lor. Luăm o scurtă pauză comercială, de fapt asta și e întrebarea, că este congres la PNL și toată lumea se întreabă, cine câștigă partida? Vechii portocalii sau vechii liberali? Care asta, sunt noi liberali sau fac parte din nou Partid Liberal? Mai ales că la Cluj, portocalii și o fracțiune din vechiul Partid Național Liberal s-au întâlnit pe seară la Cluj, din cuțite și păhare, să
impună un nou candidat sau un alt candidat la președinția PNL. Este vorba de Ilie Bolojan, primarul Oradei, care ar avea susținerea vechilor baroni portocalii din Transilvania. A căzut deocamdată proiectul. Poate ne spune domnul Teodor Atanasiu cum stăm cu fracțiunea portocalie din PNL. Revenim imediat. Am revenit în direct, discutam despre zbaterile partidelor din opoziție. Congres mare la Partidul Național Liberal, anunțat în luna iunie. Până atunci încă nu s-au stabilit toți candidații. L-avem pe Ludovic Orban, posibil Cristian Bușoi anunțat, Cătălin Predoiu. Cătălin Predoiu și Raluca Turcan, domnule Atanasie, au făcut niște declarații interesante la Congresul Organizației Cluj. Turcan a spus că PNL este praf și Cătălin Predoiu a făcut un apel către dumneavoastră, către colegii lui din PNL, să înceteze practica cooperativelor și să își denunțe public o parte din PNL, nu știm care, ce afaceri au cu cei de la PSD. Aveți oameni de ăștia în PNL care fac afaceri cu PSD? Înainte să vă răspund la întrebarea asta, vreau să spun domnului Ghiș, apropo de singurul partid liberal, este ALDE, că am văzut și eu ce au adoptat la Congres. E frumos, păcat că trebuie să așteptați până scăpați de PSD ca să puteți pune în practică. Că deocamdată aveți alt program de guvernare, nu la care l-ați adoptat la Congres. Dar este timp, după 2020. În ceea ce privește Partidul Național Liberal, vreau să vă spun foarte clar. Dar domnul Predoiu m-a înțeles un lucru. În partide trebuie să ai echipă. Trebuie să ai oameni care te sprijină ca să poți să iei voturi. Că așa sunt făcute partidele. Pe dânsul nu are? Are și dânsul, nu? Păi dacă are, înseamnă că lui cum să numesc? Al adversarul să numesc cooperative și al dânsul echipe de succes sau cum? Ca să înțeleg și eu. Echipe adevărate sau cum. Deci ori toate sunt cooperative, ori toate sunt echipe care lucrează cu un candidat. Și atunci n-ai ce denunța. Și atunci, da? Ăștia, liberalii care fac afaceri cu PSD-iștii, asta schimb, e ciudat. În schimb, cealaltă problemă, dacă sunt și probabil că or fi și de ăștia, aici are dreptate. Nu pot să fii în continuare om politic și om de afaceri, să faci afaceri cu statul la ora asta PSD, poate mâine că o fi alt guvern. Și să vrei în același timp și să tași frumos, să nu poți să-ți atași că-ți pierzi contractele, dar să vrei să faci politică la nivel înalt. La cine vă referiți? Nu mă refer, că nu eu am făcut declarația, dar dacă a făcut o asemenea declarație, au dreptate. Nu poți să amesteci una cu alta. În momentul în care le amesteci, ori nu faci politică serios, ori nu mai faci afaceri serios, că așa e România. Păi la PNL sunteți serioși, pentru că Cătălin Predoiu a fost ministru, a fost și deci dacă premier interimar. Deci dacă a făcut o asemenea declarație, probabil că știe la cine s-a referit. Eu nu știu, puteți să-l întrebați pe dânsul. Dar dacă sunt astfel de oameni, într-adevăr e periculos, fiindcă nu poți să faci în același timp serios și politică și afaceri. Fie una, fie alta, nu o faci serios. De exemplu, cum ar fi la București, domnul Atanasiu, serios ce sta politică. De exemplu, cum ar fi la București, să faci opoziție la București, de în același timp să faci și afaceri cu primarii de sectoare. Da. Da, da. Ar fi total anormal. Anormal. Și dumneavoastră pe cine susțineți? Apropo de cooperative sau de echipe de succes. Îl susține pe Ludovic Orban? O să vedem. Cu siguranță voi susține un liberal. Și o să vedem. Nu e liberal Ludovic Orban? Are pata la mână, prin anii 90. O să vedem care sunt moțiunile, fiindcă în Partidul Național Liberal pot fi diverse curente, unele liberale, altele mai creștin-democrate, altele mai conservatoare. Vreau să văd care este cel mai liberal. Doi la mână, o să mă uit foarte atent la echipa celui care vine, fiindcă nu există candidați providențiali în politica românească astăzi. Nu există omul care se duce singur să ia voturi și partidul doar merge și se trezește cu tolba plină. Klaus Iohannis este... Fiecare are nevoie de echipă. Klaus Iohannis e președinte României, nu poate candida la președinția PNL. Bun, mă refer la lider providențial. Nu, eu vă spun că Partidul Național Liberal are un congres în care trebuie să-și aleagă un președinte. N-ajunge să alegi doar președintele, ci trebuie să te uiți la echipa lui. Fiindcă nu există un președinte providențial pentru PNL astăzi, nici în interiorul PNL și nici în afara Partidului Național Liberal. Nu este omul care să adune singur voturile. Și atunci trebuie să mă uit atent să văd ce este în jur. De cine are în jur, care e echipa lui, cât de puternică, cât de serioasă.
E capabilă echipa aia împreună cu liderul său să facă treabă? Sau am un lider care umblă singur pe câmpii și crede că cineva îl urmează? Bun, apropo de scenarii de discuții, l-am avut pe Nicu Șordan în prima parte a emisiunii, am adresat oarecum aceeași întrebare. Povestea și discuția este, se învârte în jurul unei idei vechi, încă din anii 2000, da? Coalizarea tuturor partidelor de dreapta. Așa ați reușit să bateți PSD-ul în 2000-2004, ați făcut alianța, da, după care ați făcut guvernare, ați reușit să bateți PDL-ul lui Traian Băsescu, tot făcând USL-ul, tot un fel de alianță între dreapta și stânga la momentul respectiv în 2012. Acum ar fi povestea alianței cu USR-ul. A fost o luptă întreagă între dreapta care încerca să unifice și PSD-ul care încerca să-i divizeze. Și cum să mai lipeau două partide de dreapta, cum mai făcea PSD-ul ruptură, cum să mai lipea PNL-ul cu PNL-ul, cum să rupe ALDE, cum să mai face... Deci, s-a rupt și de la PSD, s-a făcut un EPR din PSD, numai că PSD-știi sunt mai rezistenți așa de felul ăsta. S-a făcut un EPR, el a fost făcut nu din PSD, a fost făcut într-un laborator și când s-a spart prumeta s-a dus și partidul. Problema e foarte clară pentru noi astăzi. Faceți alianță cu USR? Care să fie obiectivul să fac alianță cu el? Să bateți PSD-ul, nu? Păi nu sunt alegeri mâine. Deci pot să fac o alianță în momentul în care am niște alegeri, ca să pot să îndeplinesc un obiectiv. Dar uite, putem pentru cele 41 de localități unde sunt alegeri de primar, să facem o alianță a forțelor democratice. Nu îndecât s-ar putea face acest lucru. Putem discuta. Poate ar fi chiar interesant să te bați cu un PSD care are guvernarea și toate resursele, să te bați în echipă și nu fiecare separat în alegeri într-un singur tur. Că nu sunt în două tururi ca să poți să-și lasă că ne coalizăm în turul 2. Dar în rest nu mai sunt alegeri până în 2019. O alianță acum nu-și are alt obiectiv decât pentru cele 41 de localități. Nu, alianță politică în Parlament, în inițiative, parlament, pe proiecte. Poți să faci o poziție împreună și fără să ai o alianță, fiindcă dacă ești un partid serios de opoziție, ai o poziție foarte clară cu sau fără angajamente cu ceilalți opozanți. Nu trebuie să facem niște angajamente scrise sau nescrise cu ceilalți ca să facem o poziție serioasă. Dan Tănase, cum vezi soarta Partidului Național Liberal? Mie mi-a plăcut foarte mult asta cu dacă ești în politică, dacă ești om de afaceri, lasă politica, că nu le poți face pe amândouă, e clar că undeva... Pe de 27 de ani cam asta se întâmplă. Politicienii sunt oameni de afaceri. Exact, asta vreau să spun. Mă gândesc la repede la Sebastian Ghiță, care învârtea vorba aia și lui trebuia să trăiască dintr-un salariu de parlamentar. Mă gândesc la Cristian Bușoi. Dacă te uiți în declarația de avere a lui Bușoi, e putră de bogat. E un tip foarte tânăr, dar e putră de bogat. În sine bogăția nu poate fi a, nu, categoric, nu, dar evident. El vrea, pe asta vreau să spun, nu e om de afaceri, a lucrat toată viața lui pe bani publici și nu știu cum să face că e putră de bogat. Și el vrea să ajungă primar în București, poate chiar primăria generală, pe un salariu de ăsta de 4-5 mii de lei. E evident că există o întrepătrundere foarte strânsă, pentru că oamenii de afaceri, și aici este una din marile noastre probleme, oamenii de afaceri... De la 18 ani. Da, sunt de acord, dar a lucrat toată viața lui, n-a produs una de un leu, nu e un om de afaceri. Păi nu, asta vreau să spun. Dar face politică, nu, doar eu nu îi reproșez nimic, atâta tot. E un om foarte tânăr care... Că dai bani, nu te lași de politică, că ai bani. Nu. Eu am zis că nu poți să faci afaceri și politică. Sunt total de acord cu dumneavoastră, așa este. Asta e una din marile probleme. Asta este marea dilemă. Să fii bogat și să faci politică, pe ideea să nu fii tentat să faci prostii, sau să fii sărac să faci politică. Nu. Deci două mari curente de idei. Total de acord. La curentul Iliescu, sărac și cinstit, sau bogat și să fac politică, că n-am nevoie, că am bani de acasă. Nu știu, modelul... Bogat și fără tentații. Fără tentații, nu știu. Modelul Paticiu, de exemplu, Dumnezeu să-l ierte. Asta era ideea. Mă gândesc la Sfântul Gheorghe, la primarul de la mine, primarul DMR, care la fel are foarte multe firme, implicat în afaceri. E ridicol să cred că el trăiește din salariul ăla de 3.000 de lei de primar. E ridicol. Una din marile probleme ale politicii românești este într-adevăr asta. Partidele nu reușesc să stabilească foarte clar această chestiune limpede. Dom'le, ești om de afaceri, susții partidul la o adică, dar lasă, pentru că tu n-ai timp să te gândești la
proiecte legislative, la un discurs politic și așa mai departe, să te ocupi efectiv de binele nostru al tuturor. Pentru că tu ești toată ziua, ești băgat în afacerile tale. Stai să definim chestia asta. Trump a câștigat alegerile recent în Statele Unite, făcând și epatând cu bogăția lui. Total. El a spus așa, sunt atât de bogat încât vă dați seama că nu mă poate cumpăra nimeni din pițiferii ăștia de prin politică și din mediul de afaceri, pentru că îi cunosc pe toți. Și discursul lui se pare că a prins pe ideea, bă, sunt atât de bogat încât sunt pe picioarele mele, nu mă interesează de banii ăstora. Sunt total de acord cu această chestiune. Sunt atât de bogat încât pot să bag câteva sute de milioane de dolari într-o și să vă conving că eu sunt. Însă, revenind la noi la București, este și la clasa politică actuală. Evident, Doamne ferește, nu reproșez domnului Bușoi că ar fi bogat și n-ar avea ce să caute în politică. Zic doar că există, în mod evident, nenumărate exemple în sensul ăsta, că, într-adevăr, afacerile și politica se întrepătrund tocmai pentru că politica este utilizată în scop personal, în loc să fie utilizată pentru binele nostru al tuturor. Și aici nu vreau să par ridicol cu afirmațiile astea, însă e nevoie ca, și există, e o nevoie stringentă ca politica românească să schimbe. Și o chestiune simplă, chiar am înțeles aminte că ce spunea Cătălin Predoiu, familia lui Cătălin Predoiu nu a făcut niciodată afaceri cu statul. Da. Apropo, case de avocatură, companii de stat, na. Așa e viața. Domnule Ghișe, apropo de liberali și de chestia asta, da? Îi vedeți pe liberal revenindu-și, pentru că dumneavoastră ați plecat din PNL, așa, cred că cu sufletul mai țineți la PNL, nu puteți spune că nu țineți. Sunteți în ALDE, care e la început de drum, nu e? Îi vedeți stingându-se, își vor reveni cei de la PNL? Nu îi văd stingându-se, dar conflictul dintre liberalii vechi și pediști nu se poate stinge odată cu congresul ăsta. Congresul ăsta va liniști niște ape pe termen scurt, și conflictul va continua pentru că sunt două tipuri de caracteristici de grup foarte distincte. Dacă ar câștiga Ludovic Orban, v-ați întoarce în PNL? Nu, este exclus. Deci PNL-ul nu este și nu va mai fi ce a fost. De ce nu? Trebuie să fim naivi. Viața nu stă pe loc. Lucrurile merg înainte. Cine... Aici trebuie să lămurim. Ce-i cu PNL-ul? Politici liberale, dacă da, care sunt acele? Acum când vorbim, nu are. Doi, la Congres vor adopta niște moțiuni, bine a spus domnul Atanasiu. Vor avea niște lideri. Liderii aceia vor avea un grad de credibilitate mai mare sau mai mic. În opoziție vor fi și vor face moțiuni de cenzură împreună cu PMP-ul lui Băsescu și cu USR-ul. Faptul că PSD-ul este cel mai mare partid și este de stânga, nu înseamnă că toate celelalte partide sunt de dreapta. Mulțumesc pentru prezență, punem punct emisiunii, ne vedem mâine.